În călduros salut încă o dată. Îmi revine onoarea din partea organizatorilor să vă urez mesajul de bun venit astăzi la Forumul Pădurea Noastră, Forumul Prietenilor Pădurii, un forum care sperăm să marcheze o cotitură în politicile publice privind sectorul forestier în România. Într-un documentar deja celebru și care a adus faima României în lume, Prințul Charles a afirmat despre pădurile României că sunt minunate, dar românii văd în munții lor doar valoarea lemnului și a minereurilor care se găsesc în subsol. Acesta este adevărul trist în acest moment, în modul în care sunt tratate pădurile în politice publice în România. Lemnul este singura valoare a pădurilor. Prințul Charles a făcut această remarcă pentru că vine dintr-o țară, Marea Britanie, care la începutul industrializării, la sfârșitul secolului trecut și începutul secolului 20, a pierdut aproape în întregime fondul forestier. Deci din 25-27% cât avea Marea Britanie păduri, la începutul secolului 20 a rămas cu 7% păduri. Lemnul a fost folosit ca materie primă în siderurgie, cox industrial în metalurgie. Marea Britanie nici măcar în 100 de ani nu a reușit să surmonteze acest handicap al distrugerii pădurilor și vorbim de Marea Britanie. România este astăzi pe o pantă de dezvoltare economică și este un pericol foarte mare ca această dezvoltare să ne coste mare parte din capitalul natural al munților noștri și al pădurilor. Un raport al Curții de Conturi, pe care îl citesc pentru că este foarte cunoscut, tocmai pentru că este atât de mediatizat și nu pentru că este veridic, spune că în pădurile României s-au tăiat după Revoluție 80 de milioane de cupi masă lemnoasă, iar statul a pierdut 5 miliarde de euro. Este o afirmație absolut eronată. 5 miliarde de euro nu le-a pierdut statul, 5 miliarde i-au pierdut munții noștri, pădurile României, capitalul nostru natural. Statul român, acești 5 miliarde de euro, cu factorul de multiplicare după intrarea lemnului în industrie și valorificarea acestuia sub formă de cherestea și mobilă, există un factor de multiplicare de minim 5, 6, 7. Deci cele 5 miliarde masă lemnoasă brută au însemnat un aport al pădurilor la PIB-ul României de cel puțin 30 de miliarde, 35 de miliarde în acești 20 de ani. Dezvoltarea României de după Revoluție se datorează în mare parte sacrificiului pădurilor României. Balanța comercială a României a fost susținută an de-a rândul într-un procent între 5 și 10% de intrările de valută din masă lemnoasă brută. Iar astăzi, la acest forum, provocarea pe care vă adresez este să dăm un răspuns la întrebarea: devine societatea românească conștientă de faptul că pădurile înseamnă mai mult decât lemn? Devine societatea românească conștientă de valoarea patrimoniului forestier, de valoarea ecosistemică, de biodiversitate, de funcțiile sociale ale pădurii? Își bazează în continuare într-un anumit segment societatea românească dezvoltarea pe tăieri ilegale care alimentează în mare măsură
într-un procent semnificativ de 15 până la 20% spun studiile, industria lemnului și care se întorc în PIB și în venituri la bugetul statului, cred că societatea a atins un nivel de dezvoltare la care trebuie să se schimbe ceva în această paradigmă în care sunt gestionate pădurile din România. Suntem într-o conjunctură unică în acest an de grație 2013, pentru că pentru prima dată după Revoluție suntem în situația de a discuta o strategie națională forestieră, un nou cod silvic, deci o nouă lege fundamentală pentru păduri și în același timp să discutăm un program național de dezvoltare rurală, adică o sursă de finanțare pentru sectorul forestier din România. Suprapunerea acestor două direcții majore poate conduce la o schimbare de paradigmă în sectorul forestier. De aceea, aceasta a fost scurta introducere. În titlul evenimentului am vorbit de la subfinanțare, tăieri legale, supraimpozitare la dezvoltare durabilă în domeniul forestier. Organizatorii acestui eveniment sunt principalele organizații reprezentative pentru proprietarii de păduri din România, respectiv Federația Proprietarilor de Păduri Nostra Silva, pentru administrația privată, peste 150 de ocoale reprezentate prin Asociația Administratorilor de Păduri, Patronatul Sectorului de Exploatare și Prelucrare a Lemnului, respectiv ASFOL, domnul Sucunel, și Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii Silvice, care grupează firmele care se ocupă de la împăduriri în terenuri degradate, proiectare, cadastru, tot ceea ce ține de proiectare și latura tehnică de servicii din acest sector. Ne bucurăm să avem în partea dreaptă, între prietenii pădurilor astăzi, reprezentanți a trei ministere esențiale în această discuție. Îl avem alături de noi, reprezentant al Ministerului Agriculturii, ministerul care se ocupă de gestionarea PNDR, pe domnul secretar de stat Achim Irimescu. Avem promisiunea că și domnul Daniel Constantin va ajunge la eveniment. S-a suprapus astăzi formul nostru peste discuția finală pe legea bugetului, dar cu siguranță sperăm să ajungă și domnul Daniel Constantin. Avem alături de noi, și începem cu oaspeții, domnul Alin Mitrică, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și, sigur că da, apropiat nou, secretarul de stat în Departamentul pentru Ape și Păduri, domnul Gelu Puiu. De asemenea, speram să avem o prezență mai semnificativă din rândul parlamentarilor. Am invitat toți colegii silvici și este o rușine că nu au venit, nu-i nominalizez pe cei care trebuiau să vină și nu au venit. Ne bucurăm că domnul Cosman Ciuc a rămas alături de domeniul pădurilor și salutăm astăzi prezența. Aceasta este o introducere despre eveniment, o introducere a organizațiilor, o introducere a invitaților noștri principali de astăzi. Iar în sală, pe trei laturi, avem proprietarii de păduri, ocoale private, agenți economici și mulțumim de asemenea prietenilor din partea presei care urmăresc evoluția din sectorul forestier. Între invitații importanți de astăzi trebuie menționați domnul Ciprian Pahunțu, reprezentantul Rom Silva, doamna Aurica Sereni, președinta Asociației Producătorilor de Mobilă din România, colegi din minister,
doamna Angela Iancu, consiliera doamnei ministru Lucia Varga, doamna Sulfina Barbu, apropiată sectorului, fost ministru al mediului, care a coordonat inclusiv domeniul pădurilor și, să se scuze, a trebuit să nominalizez fiecare persoană prezentă astăzi în sală, pur și simplu, din cauza lipsei de timp, nu o să o pot face. O să avem o prezentare și din partea colegilor de la IKEA, domnul George Nicu, aici prezent în sală. Agenda evenimentului, cred că o aveți cu toții. Temele sunt grupate pe două sesiuni. Prima sesiune, PNDR 2014-2020, cu trei prezentări din partea noastră a organizatorilor, urmată de luări de poziție ale din partea executivă ale ministerilor responsabile, urmate de scurte dezbateri. Cu aceasta declar lucrările forumului deschise în mod oficial și îl rog pe colegul Dan Popescu să ne prezinte scrisoarea deschisă de susținere a unei alocări echitabile de fonduri pentru sectorul forestier în viitorul PNDR 2014-2020. Mulțumesc! Bună ziua! Te rog, prezentare. Numele meu este Dan Popescu, sunt președinte la Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii din România și vă voi prezenta scrisoarea deschisă, care de fapt este leitmotivul întâlnirii de astăzi, pentru care am făcut-o împreună cu celelalte organizații din domeniul, privat al pădurilor. Cine suntem? Chiar dacă moderatorul evenimentului a făcut prezentările, o să încep prin a face o scurtă prezentare în revista organizațiilor care susțin acest forum și o să vă spun pe aceea și de ce. Primul rând, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România, Nostra Silva. După cum bine știm, în România există peste 150.000 de proprietari de păduri. Asociația Administratorilor de Păduri, adică ocoare silvice private din România. Există circa 146 de ocoare silvice private. Asociația Forestierilor, din România. În România există circa 5.000 de firme de exploatări forestiere și Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii în Silvicultură din România, unde există circa 450 de firme. De ce am făcut această prezentare? Pentru că vreau să subliniez că este prima dată când aceste organizații și-au unit forțele să lupte pentru un scop comun și anume fondurile PNDR pentru 2014-2020. Unul din obiectivele principale ale evenimentului organizat astăzi este, de a aduce în fața atenția factorului decizional și a opiniei publice marginalizarea sectorului forestier în ceea ce privește alocarea fondurilor europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020. Pentru a căuta soluții la această problemă, primul pas realizat a fost un memoriu adresat domnului prim-ministru. Noi, în vară, ne-am dat seama că finanțarea sectorului silvic va fi foarte mică. Atunci am făcut un grup de lucru format din asociațiile de față. Asta citi mai mult o celulă de criză, pentru că nu aveam prea mult timp la dispoziție pentru a reuși să unim aceste forțe și să luptăm împreună, având în vedere calendarul foarte strict al discuțiilor pentru fondurile PNDR 2014-2020, care se derulau la Ministerul Agriculturii. Care, în primă fază, aveți acolo asociațiile semnatare ale primei scrisori către domnul prim-ministru. Aceasta a ajuns la, probabil, la ministerele din resortul din cadrul Guvernului, care rezultat totuși doar în urma acestei scrisori, decât doamna ministru Lucia Varga ne-a primit, a fost prima discuție pe, aceste teme și în urma discuției a zis că ne sprijină acest demers, că și dumneavoastră vor să obțină cât mai mult bani pentru pădure. Până acum încă nu s-a materializat nimic, dar nici nu este prea târziu.
Totuși a avut un rezultat bun, pentru că în continuare ne-a unit mai mult în lupta noastră comună pentru obținerea dezintegratului comun. Luând dat de lipsa de reacție a oficialităților, susținut de peste, de data asta, de peste 50.000 de semnatari sau reprezentanți ai 50.000 de semnatari, aveți în mape, probabil, și scrisoarea deschisă, care nu o să stau să o citesc, este destul de mare, totuși este, acolo este tot oful nostru, iar în spate, la anexe, aveți semnăturile celor care susțin această scrisoare și, de asemenea, vreau să vă spun că această scrisoare încă circulă în țară și obține semnături. Încercăm să mergem cât mai mult spre țelul nostru, deci adică cele 5.000 de firme de exploatări forestiere, cei 850.000 de proprietari, cele 146 de ocoare și peste 450 de firme. Încercăm să-i contactăm pe toți, pentru că lupta este comună. Acest demers era obligatoriu, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Meandăre, în calitate de autoritate de management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, intenționează în mod nejustificat ca în cadrul exercițiului financiar 2014-2020 să aloce fonduri europene insuficiente pentru sectorul forestier, cu grave consecințe economice, sociale și de mediu. Concret, MADR intenționează din sursele noastre, pentru că am încercat, deci suma de 220 de milioane este cea care am ajuns totuși la... Ne-am dat seama, sau nu știu cum să spunem, pentru că mi-am cerut să mi se spună atât de Ministerul Agriculturii, cât și de Ministerul de Resort de Păduri, care ar fi suma, până acum n-am aflat-o, dar din discuțiile și din, de la reprezentanții noștri care se află în grupurile de lucru, în cadrul grupului de lucru al Ministerului Agriculturii, am aflat că cam asta ar fi suma care mi se rezervă pentru 2014-2020. Noi susținem că este foarte mică. Acum, tot la fel, să luăm puțin istoric, în urmă cu 2 ani de zile, sectorul silvic, știind că vine perioada în care vor trebui să vedem ce fonduri ne trebuie în păduri, s-a trecut la realizarea unei strategii forestiere naționale, Ministerul Mediului și Pădurilor a inițiat acest proiect, împreună de către domnul deputat Cosmin Gic, care în acel vreme era secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor. La elaborare au participat toți reprezentanții sectorului forestier, începând de la micul proprietar până la Academia Română, inginerii silvici în Academia Română. S-a ajuns la un draft, care astăzi este la Ministerul Mediului, Departamentul Pădurilor. În procesul de elaborare a strategiei a fost realizată și o analiză SWOT, care a identificat în mod real punctele slabe și necesitățile de finanțare și nevoile sectorului forestier. Aceasta a fost prima dată când chiar s-a lucrat, a fost o întâlnire la Brașov, am zis încă o dată, de la mici proprietari până la mari proprietari, firme de exploatare, mediu academic, Regia Națională a Pădurilor, toți am stat 2 zile acolo și am încercat cât mai mult să lucrăm, a fost, cred că, printre puținele dăți în care toată lumea a lucrat, ne-am întâlnit ca să facem dezbateri pe domeniul forestier. Concomitent, în baza programelor și instrucțiunilor cumplite în pachetele legislative emise de Uniunea Europeană, Ministerul Agriculturii a realizat la rândul său o serie de documente de programare pentru implementarea PNDR 2014-2020, în cadrul căreia s-a făcut și aici o analiză SWOT. Comparând punctele slabe și nevoile identificate de Strategia Forestieră Națională și cele din documentele elaborate de Ministerul Agriculturii pentru sectorul forestier și industria lemnului, vom vedea că acestea converg pe linile principale aproape în totalitate. Deci am în 2 analize SWOT, atât a celor din domeniul forestier, cât și lucrările realizate la Ministerul Agriculturii, sunt la fel. Deci toate converg către același lucru. Printre astea amintim accesibilitatea fondului forestier, suprafața împădurită mult sub media europeană, lipsa cu desăvârșirea compensațiilor pentru restricție de natură economică, lipsa dătorii cu utilaje, lipsa de instruire și consultanță, nivelul extrem de scăzut în cercetare și inovare. Mai mult decât atâta, vreau să vă invit să parcurgem un studiu realizat la cererea, am înțeles, a Departamentului Păduri, de experții silvici din cadrul Băncii Mondiale. Acest document face referire tot la nevoile și necesarul de finanțare al sectorului forestier și industriei lemnului PNDR 2014-2020. Astfel, raportul Băncii Mondiale
septembrie 2013, acoperă în întregime punctele slabe ale domeniului, oportunitățile de finanțare și măsurile de implementat, pentru care consideră atenție insuficientă următoarele alocări de fonduri forestiere. Deci undeva, concluzia experienței băncii mondiale, alocarea sumei de 2 miliarde de euro pentru prevedere este insuficientă nevoilor minime de finanțare ale sectorului forestier și industria lemnului pentru perioada 2014-2020. După cum ați putut observa, raportul Băncii Mondiale consideră necesar a fi finanțate prin PNRR și următoarele puncte slabe neidentificate de analizele MEADR, și anume organizarea lanțurilor de producție și marketing în silvicultură, gestionarea riscurilor. Interesant este faptul că în ceea ce privește analiza punctelor slabe din agricultură, atât organizarea lanțurilor de producție cât și necesitatea gestionării riscurilor sunt propuse spre finanțare, nu însă și pentru silvicultură. Aflați în căutarea răspunsurilor care să justifice propunerea unei alocări financiare atât de reduse în cuantum de 220 de milioane de euro, ne-am permis să facem o analiză comparativă a indicatorilor statistici asupra ponderilor silviculturii și agriculturii în economia națională. După cum vedem, acestea ar fi fonduri alocate pentru 2014-2020, care, din câte am înțeles, totuși pentru pilonul 2, ar fi acum suma de 8 miliarde de euro, dar silvicultura rămâne tot cu banii dinainte. Deci, din aceasta, la data când am făcut această scrisoare, acestea aveam datele pentru alocarea financiară PNRR 2014-2020. Deci aceasta este de 17,6 miliarde, dintre care din pilonul 2, 7,1 miliarde, pilon din care pot fi finanțate programe pentru silvicultură. Atunci ne-a permis să analizăm comparativ cele două sectoare. Raportate la suprafață, număr de proprietăți, număr de companii, număr de angajați, pondere în PIB și pondere în economia națională. Dacă acea sumă de 220 de milioane este cea reală, la care noi am aflat că aceea ar fi, atunci ponderea între agricultură și silvicultură cu tot cu plăți directe ar fi de 1:79. Cred că este destul de mică ponderea silviculturii față de agricultură. După cum se vede, ca suprafață ar fi o pondere de 2,2. Ca număr de proprietăți ar fi 5. Număr de companii ar fi 1,7 pondere. Angajați înregistrați ar fi 2. Ponderea în PIB ar fi 3,9. Ponderea în exporturi naționale ar fi de 1,4. Deci nu există diferențe majore între cele două sectoare. În funcție de ponderele prezentate, să analizăm alocarea minimă de care pot beneficia sectorul forestier și industria lemnului. Ne-a permis să facem un mic calcul tot în funcție de indicatorii dinainte și de ponderea între cele două sectoare. Astfel, noi socotim la valoarea de 7,1 miliarde bani alocați pentru programe, undeva alocarea minimă ar fi de 0,92, adică 920 de milioane de euro, iar alocarea maximă de 3,29 de milioane de euro, fiecare în funcție de ponderele la... Deci cea mai mică ar fi în cazul dacă s-a luat ca pondere numărul de proprietăți, iar cea mai mare dacă s-a luat ca pondere exporturile naționale. De asemenea, vreau să vă spun că chiar dacă ponderea de proprietăți este cea mai mare dintre acești indicatori, totuși trebuie să știm că sunt peste 850.000 de proprietari care vor suferi de pe urma acestor alocări până în 2022. Deci, încă o dată, nu putem să ne explicăm cum s-a ajuns la raportul de 79:1 între cele două sectoare. Din analizele prezentate rezultă o singură concluzie. Suma propusă de MEADR pentru sectorul forestier și industria lemnului nu reflectă necesitățile domeniului și măsurile necesare a fi întreprinse. Se nasc astfel o serie de întrebări. Dacă sunt cunoscute nevoile reale ale sectorului, de ce nu sunt alocate fonduri pentru finanțarea măsurilor necesare? Am văzut că punctele slabe sau nevoile sunt evidențiate în analiza suprafacerii. De ce Strategia Națională de Dezvoltare Rurală nu prevede fonduri decât acum, cel puțin? Deci noi ne luăm date din ce luăm de pe site-ul Ministerului, ca să puntez și treaba asta. Am văzut că apare în ultimul timp separat decât bani alocați pentru păduri, undeva 76 de milioane.
De unde se va obține finanțare pentru celelalte paliere deficitare ale sectorului forestier și industrial? De ce nu este respectată importanța ponderii silviculturii în economia națională? Pentru a primi un răspuns la aceste întrebări, în baza principiilor de legalitate, eficiență și transparență a utilizării fondurilor europene, rugăm reprezentanții MADR să ne comunice criteriile și modul de calcul utilizat în alocarea fondurilor prin PNRR 2014-2020. De asemenea, solicităm implicarea factorului decizional pentru înaintarea unei propuneri fundamentate a alocării financiare destinate domeniului silvic în cadrul PNRR 2014-2020, care să reflecte în mod real necesitățile sectorului forestier și ale industriei lemnului. În final, o să trec mai mult, colegii mei, o să vorbească mai mult de beneficiile alocării fondurilor europene. Eu o să trec câteva în revistă, dezvoltarea sectorului forestier și al industriei lemnului, crearea de 10.000 de noi de locuri de muncă în mediul rural, implementarea cu maximă eficiență comparativ cu sectorul agricol a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice sau de adaptare la acestea. O să încerc să fiu cât mai scurt, o să-mi înșurez puțin prezentarea pentru a beneficia cât mai mult de invitații noștri să vedem, să ne răspundă la nevoile sectorului silvic. De asemenea, totuși nu vreau să închid până nu discut și despre faptul în cazul în care nu se vor aloca fonduri suficiente, ca principale probleme existente, se vor acutiza tăierile legale, lipsa accesibilității maselor noastre, prejudicii de mediu și securitatea muncii, infrastructură deficitară, lipsa sau inaplicabilitatea programelor de împăturire. Referitor la, vreau să mă ating un singur lucru, referitor la, cum am văzut că pe site-ul Ministerului Culturii se vor aloca 76 de milioane, care până acum este singura cifră certă care am putut să o obținem, 76 de milioane pentru împăduriri și pădurile forestiere. Vrem să vă aducem în atenție faptul că în documentul consultativ pentru elaborarea acordului de parteneriat pentru România 2014-2020, tot de pe site-ul Ministerului, acesta își asumă responsabilitatea și implicit obligația României de a împăduri minim 35.000 de hectare în această perioadă. Cele 76 de milioane care s-au alocat până acum ajung maxim pentru 15.000 de hectare. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului Dan Popescu pentru introducerea în problematica PNRR. Cred că prezentarea a fost foarte expresivă pentru subfinanțarea sectorului forestier și marginalizarea acestui sector în politicile publice.